Antonia a transmis mesaj pe antena Play astăzi după amiază pentru mama ei, spunându-i că dacă e tot atât de mare deranjul, că ea doarme în colanți de sală sau în ce mai doarme ea, să îi trimită și ei două pijamale de babalăci ca să fie și ea ca toată lumea și să doarmă în pijamale și ca să nu mai audă comentarii răutăcioase din partea celor de acasă. Antonia a avut și un mesaj pentru telespectatorii care îi critică și a spus că ar trebui să se gândească aceștia la faptul că sunt și ei oameni și că au și ei suflet și lucrurile de genul acesta îi dor. Ea a fost deranjată și de faptul că s-a spus uh, cum că nu ar face curățenie și a zis că dacă tot sunteți atât de perspicace, ar trebui să urmăriți și antena play, să vedeți care face curat, care lasă dezordine, care nu strânge după el și așa mai departe, pentru că ea face. Un alt sfat pentru ei a fost să nu mai fie atât de răutăcioși și să umple lumea asta de iubire.